Ce faci soțul Zoro Baca și astăzi vă aduc... Și eu sunt Vlad. Și astăzi vă aduc în episod de GTA 5 Free Room. Și astăzi prezăm o update numită LS Fly School. Bună ziua. Psa Fly School. Și în acest update au adus aviane noi, mașini noi, elicoptere... Au! Na, gata, gata. Bă, da, și acesta este un avion nou numit Vesra, dar mie și lui poate-mi place să-i spunem Hydra pentru că e mai ușor de pronunțat. Mai este un avion, tot așa l-am cumpărat, un gen Titan, dar mai mic. De fapt chiar Hydra se numește, na. Nu, Vesra se numește. Uite-te și pe Rockstar. Da, Vesra Hydra. De fapt Hydra Vesra. Ca și cum ar fi nume și prenume, știi? Da, ok. Și... cred că asta Vesra e special pentru cascadorii, pentru că are mobilitatea foarte mare. Se pot face niște scheme super. Și dacă nu s-ar... Dacă aveți GTA și dacă aveți GTA și vă credeți tari, credeți că știți să pilotați, încercați să faceți Fly School-ul. Da. Pe GTA Online, nu pe Story. Și-au adăugat un avion, două mașini noi, bine, sunt cam același lucru, numai cu una de decapotabilă și una nu este. Se numește una are fer deasupra, da, capului tău. Bă, deșteptele, mi-ai stricat motorul. Eu? Bă, ce că te-am omorât, ești nebun? Păi dacă tu n-ai stricat motorul. Auzi, ce că l-am omorât. Dacă ai stricat motorul. Da, și acesta va fi un episod de Free Room în mare vă vom prezenta ce este în acest update de Zorahatul, ca de obicei. Cu talent. Chiar a fost talent ăla. Și mă atrag cu ochitul celelalte cu decapotabilă, că e super șmecheră. E chiar bună, mi-am făcut și un glitch ca să-mi îl iau. Numai că nu mai pot să-mi vând Zentornul de acum, dar măcar am Zentornul. Bă, n-am avion de la mișto, din update. Și acum o să vă arătăm... Da, am Vestra. Acum o să vă arătăm noul avion. E unul mai mare, super șmecher, și ăla. Bă, tu l-ai cumpărat și pe ăla! Da! Dar de unde, dracu, frate, că ai făcut o grămadă de glitch-uri? Păi am făcut ceva ca să fac și niște bani, mă, să... Eu vreau să fac 100 și ceva de milioane de dolari, dar numai că s-a pecit și glitch-ul. Mulțumită lui Corny, că el a dezvăluit glitch-ul lui Rockstar. Hai, mă, prezintă-ne avionul tău mai mare. Uite, și pe acesta scrie US Forces. Și mai sunt un elicopter, dar nu am avut bani să-mi iau. Ia, Vlad, spune și tu. În sfârșit ai și tu bani să ții și tu ceva. În sfârșit am și eu bani să-mi recumpăr. Nici să-mi recumpăr Z-Type, până nu mai am bani. Și un avion foarte mare, 16 pasageri. Și acum o să facem o tură cu el. Hai. Eu cu Titan-ul, tu cu ăla. Mamă, e un kill. Bă, ai făcut un test, un YouTuber, nu zic cine. Știe Robby cine. Tipică gamer. Care, da, exact. Care a făcut testul să vadă Miljet-ul ăsta, care e avionul din update, care poate să încapă un server întreg de 16 persoane. Este ca mărime între Titan și între Luxor, cei care știți. Mai mult de Luxor, puțin mai mare decât Luxorul. Eu mă duc să omor o țintă sau mai pilotez. Hai, odată. Vreau cu Miljet-ul eu. Hai! Vreau și eu. M-am parașutat, yeeeey! Libertatea mea. Bă, tu unde ești, frate? Bă, vino, bă, naibii aici. Da, deși! Să faci fratele meu cu ăsta. Toată nu vine aici. Bă, scuze-mă, dar dacă mi-mi place să fac bani. Bani să faci, mă. Hai să facem și noi ceva interesant în Free Room-ul de azi. 7400 de dolari, yay! M-am speriat de umbra Titan-ului meu. Credeam că e un alt avion. Băi, m-am născut criminal.
Nu știu, bă, dar nu mai am apucat. Mamă, ce-am făcut aici, dacă ai fi văzut ce-am făcut. Bă, nu m-a văzut poliția, cred că eram într-o altă mașină. Și nu și-au dat seama. Hai să furăm niște jeturi în free-ul. Oh, da. Cu ce mergem? Cu ce mergem? Cu Luxor-ul, vino repede. Hai, vino la aeroport. Unde ești, mă? Că mă aterizez pe stradă. Mai stai mult acolo. Sunt în apropiere. O să fiu vreo 3 minute acolo la condusul meu. Nu-ți fă grijă, o să vin acolo mai. Foarte ia repede. Ia-ți singur ce vrei, că eu merg acolo să-mi iau jet. Bă, vezi ce? Să pui, știi tu, comanda aia cu turned cops off sau cum, n-ai, bă, știi tu, de la da, lecție. Da, mă, am făcut bani, acum suficienți bani ca să dau acolo. Mai și cu profit de 2400. Bă, să hai facem, bă, să facem. Hai că aterizez, hai, hai. Unde ești? Nu te văd, nu poți să aterizez. Nu pot, ia-ți alt avion. Mă, să... Dar chiar mă, să încetăm să facem testul cu Hydra și cu jetul care e mai rapid. Da, nu putem aici, trebuie să... Că o să murim de 1000 de ori. Ia mă, pot să aterizez cu Luxor-ul pe... Pe Maze Tower Bank? Sunt prea curios. Băi, eu sunt deștept și închem Hydra-ul. Hai! A rămas fără o aripă! Nu mi-e să cred, a rămas fără aia, ce toate lăși, domnilor. Hai că, fuck, nu muri. Am murit. Da. Ok, mă duc să iau un jet. Trebuia să vin cu echipamentul meu, că asta era misiune ultra secretă de către guvern. Mhm. Hai că merg cu mașina acolo, n-am ce să fac sau... Cu ce naiba să merg, frate? E eficient cu mașina. Eu știu un glitch în așa fel încât să ai ăsta cu... caps invisible de permanent, numai că trebuie să ții telefonul deschis într-una. Bă, dar să mă aștept și voi, ne să mai învârți pe acolo prin aer, că vin și eu acum. Abia acum mă duc spre aeroport. Acum o să mai arăt skill-ul meu la pilotaj. Ce șmeche! Mamă! Cred că cei care se uită la video deja o să mă ațească. E mult prea tare! Oh my god! Nu! Nu! Da! Da! Ia își face un fail, Vlad. Da, da, e vrea tu. Asta faci tu în fiecare zi fail-uri. Da. Mă întreb de ce cerul e roșu. A, da, a pus-o. Gândești că e gaură neagră cum e aici. E acum, opresc motoarele. Uite cum... Vedeți, opresc motorul. Pion. O să mă prăușesc, Vlade, o să mor. Bine, îmi pare. Hai. Am ajuns și eu, dar stai că încă n-am ajuns total. Na, today, Vlad! Știi, am ajuns așa, pe jumate. Na, today, Vlad, o să mor. Să-mi iau Vestra sau Luxor-ul? Hai, Vestra. Să-mi iau Luxor, că nu mai stau să mai... Oh. Da, dar nu mai stau să mai chem Vestra. Bă, tu ești nebun? Bă, trebuie să ai skill, frate, tu nu ai skill. Da, mă. Hai odată. Păi hai, mă! Păi hai. Mă, păi dar stai, mă, că tu ai aia. Nu te ajung nici mâine. Mamă, ce faci asta? Nu pot să mă uit la el. Hai mă, odată. Pe hai, mă, că eu mă mișc acolo. Numai că n-ai tu bani să ții și tu un avion ca lumea.
Păi, dacă sură... Nu toată lumea e țigană ca tine. Bă, până te miști tu, eu mai fac niște scheme, da? Se numesc tricuri, domnule. Ok, tricuri. Bă, ce faci, mă? Bă! Dar și vreau să te prind acolo. Ești a fail-ul anului 2014. Eu îmi pregătesc comanda de la Lester. Eu încă nu. Nu. Și asta să zicem că este ca un fel de... Da, nu tutorial. Prezentăm așa, cam cum e prin baza militară. Adică, gen, să te plini și tu, bă, puțin, să filmezi pe acolo, să prezinti ce e pe acolo. Păi cu Heathrow pot și fără. Hey, what's going on? Ok. Că nu știe toată lumea, nebunile. Bă, să nu face felul Joy, lui Vanos. Joy, 3 minute. 3 minute, să mă distrez cu el. Putuți! Mamă, dacă mor acum... Uite un jet care decolează. Trească. What the fuck, no! Nu, 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 nu. Este, trăiesc. Mamă, asta a fost cea mai badass aterizare ever, dacă știi cum am aterizat. Știi rampele alea mici, care sunt, gen, nu mici, dar care sunt cu gri sau bă! Cu alții culoși, așa, știi? Nu trebuie să-mi puși pe nimeni din baza militară dacă vreau să fur un jet? Păi nu trebuie, că-ți dă poliție, chiar dacă ai cops turn blind eye. Și abia acum îmi spui, o să mai dau o dată. Că... Hai, că m-am spunat undeva unde e bine. Hai, că bat eu. Oricum, jetul e mult mai rapid față de Hydra asta. De unde știi? Typical gamer, nu? Știu, da, a făcut testul. Hydra asta e mai rapid de la sol. Când ia viteză. Pentru decolare. Dar în câteva secunde întrece jetul, foarte ușor. Dar nu întrece cu talent. Nu știu să mor în halul ăsta. Vreau să mor și un pe unul din baza militară, să mă dau și-o mare. Mă mănânc pe cineva din baza militară? Repede! Miau! Doamne, care pune baza militară, să moară. Hai bă, că eu am... Așa, gata. Ok, eu am decolat. Ok, du-te în oraș tu. Mă duc, vreau să trec pe sub podul ăsta. Dacă mor aici, asta mi-a fost. O să mor pe pariu. Că tu n-ai scris. Bă! Nu mi-a mai mers rătău. Nu mi-a mers rătău, nu s-a prindat deloc. Bă! Și ceva... A, și nu mai pot să dau ăsta cu... Blind. Asta mi-a fost, doamnelor și domnilor. Băi, frate, a fost cea mai mare fie cu baza militară. Ai lași tu un jet, mai că ai murit ca prostul, ca de obicei. Bă, primul și în primul rând eu am murit cu skill, mă, talent. Nu, bă, nu știi, nici măcar nu știi să pilotezi jetul ăla, pentru că nu-ți mergea rătău, dai vina pe rătău. Dar ce ai control de la tirani? Bă, e control... Dacă ai ști ce controller am eu... Bă, e control de la tiranianu? Scuze-mă, de la lău. Nu. Nu, mă, nu. Stai liniștit. Nu, atunci. Eu fac stau pe munte, fac niște stanturi. Stanturi mai sunt. Și mă gândeam să ne pregătim noi pentru nouă stanturi. Băi, stai mă, că era un griș la podul ăsta din câte știu, uite. Să plutești în aer. 3. Ia stai așa. 4. Gata. Oho, prin copac! Bineînțeles că Rockstar păcește și glitch-urile funny, super. Sunt cei mai tari. Dar pe ce-i fix atunci când ai făcut și tu glitch-ul? Ia, mi-a dat letter, kill target.
tum, 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 kill target. Ok, am locat la kill target. Și o să vin cu mamă, cu ce viteză vin acum. Unde ești, mă? Bă, dacă știi și eu unde ești. Aaa, fia, n-am putut să fac tantul. Aaaa! Super. M-a omorât Yeti, ce să-i fac? Bă, tu ai, bă, Vlad, primește și tu palea cea bună, ai mai mulți bani decât mine. Da, da. De unde? Câți bani ai? 600.081. Că am mai cheltuit toți banii pe mașină și custom-ul pe ea. Da, măcar tu ai, da, ai tot ce vrei din update. Aș prefera să am $10, dar să am tot ce e în update-ul ăsta. Și muniție. Full. Fără muniție, nu-mi trebuie. Să mă bag cu pun, ți-am zis eu. Păi să-i spui că ești praf la deathmatch-uri. Mă ia că-ți dau invite la deathmatch, mă, acum. Ce deathmatch facem? Nici, e free room. Camera liberă, rămâne este, camera liberă. Bă, mă numesc Stuntman, eu. Da, mă, da. Bă, uite ce stunturi fac eu aici, mă. Bă, la multe sunt cele mai multe stunturi, să știi. Că sunt astea prăpăstii mai mari. Mai faci și noi ceva? În episodul ăsta? Bă, mai facem cu școala aia de avioane. Da, da. Bă, da, chiar o să prezint și pe aia când o să ajungem acolo. Nu, no, nu te dă rău, nu te dă rău, nu te... A, nu e rău. Care e diferența dintre pump shotgun sau duff shotgun? Pump shotgun e mai mică și are damage mai mare. Frate, du-te la un... Aproape același shotgun, numai că unul are stock și unul n-are. Du-te la ammunition și observă diferențele. Ah, uite, 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 uite. Ăsta, pump shotgun-ul, trage cu 8 pellets-uri. Celălalt trage cu 12. Ha. Hai că deja o dăm pe Call of Duty. Da. Oh my god! Oh, ce tare a fost faza aia. De-aia dă ăsta mai mult damage, că trage cu 12. Da, dă damage mai mare, care are mai multe gloanțe în el. Mamă! OZN! I-am văzut OZN, oh, fuck! What the f**k? OZN, frate! Da, sigur. E bine, nu veni, las că mă uit eu la el. Dacă îi fac o poză. Un pe social club. Da, bă, dar și ce poze ai și tu pe social club? Bă, spune și tu, bă, spectatorilor, ce poze ai pe social club. Dar mizerian de România, ce pot să zic. Pe social club, nu pe Instagram, știi? Totuși nu e Facebook. Bă, măcar da. Oricum Facebook e un căcat. Cât casa poporului. Fuck. Nu știu ce să mai fac eu pe aici. Eu mă o să merg că flex school-ul o să facă decât un job. Sau două, chiar două să fac. Prima și una. Cu elicopterul. O să trece pe alea să le fac de gold. Mamă, dar tu mergi și cu mașina acum, ești nebun. Nu cu mașina acum. Când ajungi tu acolo. Motocicleta. Mamă. Vezi de data ce am făcut cu David? Mamă, nu pot să uit, incredibil. Eram la distanță mare și trebuia el să mă ajute cu un glitch. Și ziceam, și îl făceam să aștepte după mine, că fii atent, că aveam eu adder-ul. Și m-am dus la mișto până la ăsta, până la clubul de golf.
Și m-am prefăcut, ziceam, bă, hai că mi-am luat un golf cart de la, că să ajung până la tine. Și abia apăsam R2 și mergeam cu adderul cu viteză de 10 km/h. Bă, tu chiar te-ai luat cart de la și am ajuns așa până acolo, zice, bă, tu-ți bagi joc de mine. What the fuck. Wow, am râs atâția. Hai, Targhi, tu-i fix în fața adică, mea. Adică, nu, zice, ia că mă uit pe mapă să văd cât de repede mergi. Ziceam, mergeam eu încet, așa, încet, abia apăsam R2 cu adder-ul. Și am ajuns acolo, zice, bă, tu-ți bagi joc de mine. Yay! Bă, ce fii atent cine mi-a trimis mesaj. Cine? David, chiar David mi-a trimis. Vorbeam de dopt și lup la ușă. Mhm. Bă, dar ce-i asta, mă? Aaa, benzinăria aia, mă, stai. Ce mesaj a trimis, Daviduț? Uite stunt aici, Nu! A, a ieșit bine. Bine, într-o fel a ieșit bine. Aș fi făcut mai bine stuntul. Daviduț. What the fuck? Cel mai mare fan al meu din GTA. La stunturi. Și sper să vă placă acest episod. Adică e plin de stunturi. Mamă, eu nu pot... Dar mai lasă și tu stunturile și vă playlist de ăla cu mai mulți. Ah, pe dacă n-am fost astăzi la la Dălălău și... Aș vrea și eu să avem atâția. Ei, domnule, de la măcar avem 8. De 8 ce? 8 oameni care măcar ne urmăresc. Tiranianu are 16 când sunt pe fază lumea. Când e pe fază lumea. Scuze. De fapt, are mult mai mulți. Da, dar să fie pe fază. N-au loc toți să intre. Asta bun. Logica are vreo... Vai de viața mea, nu pot să zic aici în episod. Nu pot. Ne luăm copyright? No, nu că ne luăm copyright, dar nu zic, lasă, nu zic, țin, îți zic ție după. Vai de viața mea. Faci lumea curioasă. Asta este. Vai de viața mea, nu pot să cred. Și așa e și prin metrou. Ce? Am trecut și prin metrou. Și ne apropiem de Fly School. Hai, nu închei. Deja au trecut 30 de minute. Colecție 23 de minute. Ah, bine. Am trebuit să fac două joburi la 7. Fly School și ne. Și trec acum motocicletele, bro. Bro, trec un cred că ai dat seama că am venit aici mai mult n-ați fac intro și să vorbesc cu aici. Mamă, ce mișto! Ăla am fost eu. Ia, launching session! Launching session! Care mă se plimbă cu motocicleta pe acolo, pe la tine? A, miște țigani. Pârțietorile. Uitați, deci primul... Cine? Ce... Niște țigani? Dă... Țigani. Stai, mai zis că niște țigani? Da. Da? Da. A, lor. A venit Pădureanu, Andrei Primul București. Da. Da, ești primul... sunt foarte greu. De fapt, despre el e și vorba, dar nu zic ce. Vai de viața mea, dar mor să râd dacă hai. Zic. Big flop. Deci prima este așa, deci prima e foarte ușor, dar ultimele 3 sunt cele mai grele. De fapt, ultimele 4. Nea, nu, ultimele 3, pentru mine a 4 le-a fost chiar ușor, cu silver-ul. Bă, trebuie să ai skill. Go.
Gata, am făcut. Gata, am făcut Gold Star-ul. La ăsta, că n-am reușit să fac Gold Star-ul. Pest, Metal Gold. Metal Gold. Ia, 4.500 de dolari. Bun, și banii aia. Am recu... Am făcut și level 152. Bravo mie. Așa, hai. Și ăsta a fost ăsta e un fel de bug, este imposibil să faci gold-ul la el. Și mai e ăsta cu tracul care mi-a plăcut mie, să atriesesc pe un trac cu mișcătorul. Și acesta este elicopter nou din update, pentru cei care nu știți. De fapt, da, nimeni nu știe. Și putem să scoatem roții dacă vrem să le scoatem, să rugăm la noi. Elicopter nou. Ok, acum trebuie să menținem o aterizare foarte mare cu talent. Hai. Nu luăm goldul, nu luăm goldul. Era sigur că nu luăm goldul. Nu știu, nu am eu pierd stabilitate. Nici Silva nu sunt stare să-l iau. Hai bă, hai bă, hai bă. Hai mă, bronzul. Hai mă, calma bronzul măcar. Perfect. Bronstar, hai mă, că făcut zi. Vreau să fac acolo, n-am reușit. Pe păi, asta a fost un... Îmi place să mă sinucid. Îmi place. Da. Fiind aceste joburi au fost așa... Bă, ci că am făcut level 155 și nici măcar nu mi-a dat că am făcut full RP, da. Pe păi, asta a fost tot pentru astăzi. Ne vedem viitoare cu un alt episod de GTA 5, pentru că nu mai GTA 5 vreau să postez pe canalul ăsta. Și ne vedem viitoare. Pa, pa. Da, da. Pa, pa, da.